Carla, la acqua moldovenca și borsocu. Hai, Carla, nu mai ne ține atâta. Ne ține în suspans, Carla. Iată că scoate câte un picior. Ia vină opre în față, vină. Vine de acolo, iese, mă. Ia uite, bă! Hai toată lumea, hai, nu mai, că altă dimineață. Bine, tată, uite ce înseamnă să ai și înaintare și apărat. E exact ca steaua, pe cuvântul meu, e completă, n-ai ce să... Are și antrenor, are tot ce vrei. Pentru Carla! Carla, dă voie să îți sărut mâna. Bună dimineața! Bună dimineața! Vreau să te întreb de unde e costumația? Dacă e de originală, de acolo. 100% Turcia. Turcia? Dar din ce e făcută? Că văd aici, uite, pietricele, paiete. Căduțe, paiete, voal de toate. Adică ai achiziționat-o de curând sau e mai vechi? De prin luna noiembrie. A, deci aproape un an de zile. Cam la cât timp îți schimbi costumația? În fiecare an. În fiecare an. Și asta este o scoică originală din Mamaia? Nu, este un cadou primit de la o prietenă din Germania care face bijuterii handmade și fiind sigla mea de pe site, am rugat-o frumos să-mi fac o scoică cu pietricele Swarovski și să se transformeze costumele. Am înțeles. Unde te găsesc fanii tăi în cazul în care vor să te cheme la petreceri? Păi cel mai simplu pe Carla Belly Dancer pe Facebook sau pe site-ul meu www.carlabellydancer.ro. Doamne jumătate, dacă vreți aveți o super petrecere și un super moment, Carla nu există să o căutați acolo, Carla Belly Dance pe Facebook, pentru că, după cum puteți vedea, vine cu tot cu căsuță, ceea ce e foarte important, deci nu are nevoie de cazare, vine cu căsuța după ea. De unde momentele coreografice? Ți le faci singură? Bineînțeles, singură. Tu studiezi pe internet, pe YouTube sau pur și simplu ideile îți vin în cap? Am studiat pe YouTube mai multe filmulețe, așa am învățat să dansez și ulterior am încercat să-mi fac propriile coreografii, să fiu originală. Am înțeles. Doamne și domnilor, încă o dată mulțumim, Carla, că ai fost la noi în emisiune. Băieții, trebuie să aplaudați că mai rar găsiți așa ceva. Mulțumesc mult de tot, Carla!